Dragilor, e sâmbătă și azi vom sărbători pe Maia. După cum vedeți în spate, am eliberat zona că vreau să-i fac un decor. Vorbesc încet să nu mă audă că e în cameră și nu știe. Să vă arăt ce am comandat de pe Maia. Nu am ținut să nu le deschid. Deci avem 1 și 0. Mi-era greu să găsesc, să tot mă plimb prin toate magazinele să găsesc, așa că am comandat din același loc ca să fiu sigură că sunt aceleași nuanțe. Și acesta cu Happy Birthday, care are și mai multe baloane și încă un set de baloane. Acum facem un mini decor pentru prima dată când fac un decor de genul. Am zis că 10 ani e o vârstă importantă și că și pentru mine înseamnă foarte mult să ai un copil de 10 ani. Înseamnă că ești... Ziceți voi ce credeți, bătrână? Eu cred că da. Iubi, mă ajut să umflăm baloanele? Da, da. Aici spune, va trebui să fie un băț. Iubire, cum arată? Le mai aranjăm un pic, le mai răsfirăm. Adevărul e că nu avem un perete mare, alb, care să pun, să facem decorul și ne descurcăm cu ce avem. Voi ce ziceți, cum arată? Dacă le mai aranjez un pic, cred că o să arate bine. Și să vedeți ce am pățit. Acesta este 0 de la 10. În timp ce îl umplam. Am tot auzit niște săsâituri și ne-am chinuit să lipim cumva acolo unde suna, că se tot desufla și până la urmă a făcut BUM! A pușcat. Așa că mai au să împlinească frumoasa vârstă de un an. Găsim noi un zero, nu știu dacă mai avem timp să mergem să cumpărăm. Cred că o să le las un review negativ. Dacă punem așa... Da. Pare I love. Da, I love 10, o combinație între I love și 10. Găsim noi variante, eu cred că tot o să fie mulțumită. Acum o să ne apucăm să facem o, nu știu, cred că aici o să punem așa o arcadă de baloane. Tu ce zici? Da. Aglomerare așa de baloane, că nu facem chiar o arcadă. Și nu știu acolo sus ce am putea să punem ceva sau deja e prea încărcat. Dacă ridicăm asta. Mă urc să văd? Așa. Nu merge. Nu merge. Da, da, să fie happy și birthday, să cumva... Ridică-te. Stai să mă urc. Poate reușim eu ceva aici. Dacă punem birthday jos și happy deasupra lui. Ce idee bună, uite. Spune pe vlog, cine ai noroc, cine te salvează? Norocul să sunt eu care mă salvează. Păi, dar punem happy aici. Da. Și birthday jos. Și ai și peretele plin. Și îți încap și că așa era foarte strâmb oricum. Ați mai găsit niște pioneze. Dragilor, am ajuns în această fază cu decorul. Mai am câteva baloane de legat și apoi să le leg cumva împreună. Între timp am fost și după tort. Stați să leg baloanele și vă arăt. Cam chinui. O să vă arăt și tortul. Între timp am fost și după tort. Tortul l-am comandat de la... Da, stați să vă explic un pic, că povestea e mai lungă. Maia și-a dorit un tort. Ea mi-a arătat poza de pe net, ceva de genul. Era un pic mai multe culori, dar am să-l facă totuși simplu, pentru că deasupra vrea și o gimnastă care stă pe vârnă. Gimnasta încă n-a sosit, a trebuit să comand în alt loc să ne facă gimnasta pe vârnă. Și de-aia tortul e doar în două culori, n-am vrut să fie prea împopozonat, că gimnasta nu. Având chip de om și costumul de gimnastică, e cu alte culori. Tortul l-am făcut, o să vă arăt când sosește și cred că o să aducă Ghiță, așa e, gimnasta. Tortul l-am făcut de la Andreea Coroian, noi am mai luat și anul trecut, la ziua lui Ghiță, la ziua lui Maia, la ziua lui George, le face foarte bune de casă, toate ingredientele sunt naturale și ne-a plăcut foarte mult și iar am comandat un tort cu profiterol, o să vă arătăm și interiorul,
super delicios. Cred că o să mănânc cam mult din tortul ăsta. Deci dacă o să doriți și voi să comandați, Andreea Coroia, l-o găsiți pe Facebook. Am pierdut deja cam mult timp pe decor și cred că o să mă apuc și de curățenie. Că le ziceam la copii că mai am până la ora 16, 6 ore, nu știu ce am calculat, am 4 ore să fac și curățenie. Și cred că într-un alt an și da, sau data viitoare, o să o rog pe Anca Pop să mă ajute cu decorul, că... Maia, hai să vezi ce părere ai! Cum ți se pare? Mă pricep să fac decoruri. Tudum. Cum ți se pare? Îți place? Da. Să vedem cum și-a făcut Maia curățenia. O lumină orbitoare de la ea din cameră, de câtă curățenie îi. Am rugat-o să-și facă curățenie. Imediat merge, hai să vedem. Imediat merge să facă și băiță. Wow! Cum ai făcut atâta de curățenie, Maia? E aproape gata decorul. Mama, îi place? Da, foarte mult. Uite, o scris pe pahare numele lui fete. Haideți să vă arăt și figurina că o sosit, o adus o ghiță. E tare drăguță, ca o păpușică. Așa. Și ne-a zis că o putem păstra ca decor. E și comestibilă. Hai să vedem aia. Să vedem ce cadouri ai primit. Cred că de la Antonia. Drăguț. Foarte drăguț. Ce le scot, știi? Minunosă. Nu le pui înapoi în fundul. Oricum o să le pui toate împreună. Wow! Stai de la Beatrice. Oh, ce drăguț! Super! Wow! Cum îți plac ție? Ui ce frumos! Tu mai ai numai cadouri frumoase.
Wow, ce fain ai! Acum ai la costume, ce fain, super fain! Să mă iau.